Suntem, dragi prieteni, din nou cu noutăți de aici, din Zemeș. Urmărim în acest an cu mare interes Raliul Moldovei. Adrian Răspopa este lângă noi, sufletul și organizatorul acestui proiect interesant, putem spune că e și un proiect sportiv de mare anvergură. Este o competiție deja cunoscută atât în România cât și în străinătate. Câteva detalii despre această competiție din acest an. Da, este mai mult decât un proiect sportiv. Eu am vrut să-l construiesc și ca un proiect social, fiindcă pe întreaga, să zic, arie pe unde acest raliu trece, noi reparăm drumurile și în urma noastră venim cu, să zic așa, cu un plus valoare față de comunitățile prin care trecem. În afară de asta, încercăm prin sprijinul partenerilor noștri să venim și în sprijinul copiilor din școlile pe unde acest eveniment trece și astfel să justifice toate eforturile pe care autoritățile locale le fac pentru a susține acest eveniment. Suntem la al șaptelea an, anul acesta este etapă în campionatul european și în campionatul balcanic. E o presiune mare care apasă pe umerii noștri, însă ne bucurăm fiindcă am găsit deschiderea acestui proiect, așa cum a spus, atât în comunitățile Zemeș, Măgirești, la Moinești, nu mai zic, cât și la Consiliul Județean și Primăria Bacău, care toată lumea și-au strâns mâna și au spus da la ceea ce înseamnă acest proiect. Ca și element de noutate față de anii trecuți este faptul că am reintrodus proba Bolătău, care este în comuna Zemeș, o probă foarte frumoasă și foarte complicată. Vom amenaja un circuit stradal în centrul orașului Bacău, dar poate cea mai mare noutate este faptul că avem 6 ore de transmisiune live pe televiziunea, pe TVR HD, Dolce Sport, TVR Iași și TVR 3. Așadar, de aici, de la Moinești, proba Vermești va fi transmisă în direct vineri, după care urmează super speciala din centrul orașului Bacău, urmând ca ultima proba a raliului, proba de la Buhuș, să fie și ea transmisă în direct pe TVR3. Așadar, e mai mult decât un spectacol mediatic. Pentru noi și pentru mine ca sportiv am căutat să creionez acest eveniment după nevoile noastre și după ceea ce ne dorim noi să găsim la alte raliuri. Câte echipe de piloți vor fi în acest an și comparativ cu anul trecut, dacă sunt schimbări în această zonă? Da, suntem mult peste media anilor trecuți. Dacă în anii trecuți aveam 30-31 de echipaje, acum avem 45 de mașini la start. Particularitatea evenimentului de anul ăsta este și faptul că am strâns lângă noi și pe cei de la Retromobil și va fi o paradă și a mașinilor Retromobil. În prima zi această paradă va pleca din Bacău și se va duce la Onești, iar în a doua zi vor veni aici la Moinești. Însă mâine, joi, la prezentarea oficială vor fi în prezent toate mașinile și veți avea ocazia să vedeți atât mașini de epocă cât și ultimele modele de mașini de raliu care sunt prezente la start. O să vă întreb acum dacă din câștigătorii din anul anterior sunt campioni care participă din nou în acest an și dacă puteți chiar să nominalizați. Da, așa cum și în anii trecuți au fost prezenți la noi la start și Simone Tempestini, care este campionul mondial la Junior VRC, Dan Gârtofan, pilot oficial Skoda, Bogdan Marișca, sunt aici prezenți și probabil că lupta la vârf se va duce între ei. Vom încerca și noi cu mașinuța noastră cu două roți motrice să venim cât mai în față în clasamentul general și să avem o prestație cât mai bună. Și de asemenea, evident, ne dorim o victorie la două roți motrice și a ne apropia cu pași repede de titlul de al cincilea titlu la două roți modice. Cum stăm la capitolul buget în acest an? Este mai mare, mai mic? Nu o să vă cer cifre exacte, dar dacă stăm mai bine față de anul trecut, partenerii au venit cu un sprijin mai consistent? Datorită faptului că e un eveniment care are multe elemente de noutate și noutăți, evident sunt traduse și în cheltuieli suplimentare și, așa cum v-am spus, am găsit sprijinul și suportul necesar să putem să facem tot ceea ce ne-am propus inițial.
Nu ne rămâne decât să urmărim cu interes și noi și telespectatorii noștri acest super eveniment sportiv, o competiție, un raliu al Moldovei cu adevărat important pentru noi toți. Vă mulțumim. Da, vă mulțumim foarte mult și vă dorim mult succes. Mulțumim. Și să vă vedem cu aceeași putere de muncă și în anii următori. Mulțumim și vă așteptăm cât mai mare pe probele speciale și mai multe detalii pe raliu-moldovei.ro.